În ultima perioadă se discută tot mai des despre importanța agriculturii ecologice pentru mediul înconjurător. Colegii mei au un material pe cinste, așa că vreau să-l urmărim împreună. Cel mai important este, până la urmă, principiul pe care se bazează propria ta existență, propria ta viață. Eu văd o mare legătură între o fermă ecologică, pământ și viziunea ta proprie asupra vieții. Este foarte importantă, pentru că în agricultură nu vorbim ca în celelalte sectoare de industrializare, de cantitate, de mult, de, pentru că în agricultură lucrezi cu viața, cu viu, și ai o mare responsabilitate când lucrezi cu viața. Pe colinele Transilvaniei se află un loc de poveste, ferma biodinamică Țopa, din Albeș, județul Mureș. Este o gospodărie mixtă cu 33 de hectare de pământ. Dan Cinsmaș, proprietarul fermei, împreună cu soția lui Tincuța, au ales agricultura ecologică, pentru că răspunde la cererea crescândă a consumatorilor de produse naturale și permite simultan conservarea mediului în contextul dezvoltării rurale durabile. Agricultura ecologică are de asemenea o serie de avantaje pentru mediu. Primul este evident, că reduce numărul de pesticide utilizate. Agricultura ecologică reglementează strict utilizarea acestora și reduce efectele potențial dăunătoare asupra biodiversității și ecosistemelor. Să vedem ce produse sunt permise în agricultura ecologică. De exemplu, dacă înainte nu aveam atâtea informații despre ce se întâmplă în sol când dai cu substanțe chimice, cu pesticide, sau ce se întâmplă în sol când îngrași pământul cu substanțe de sinteză. Nu aveam cunoștințe, dar intrând în acest domeniu am învățat. Am învățat că viața se poate omorâ și prin bună credință, adică dacă nu ești foarte bine informat asupra ceea ce faci, agricultura nu dă hrană, ci dă mâncare, care este pentru toată lumea. De mâncare are nevoie toată lumea, însă o hrană care crește într-un pământ sănătos e un pic diferită de, știu eu, de... Spuneați că e vie, nu? E da, ceva viu, da. E ceva... Păi conversia asta prin care trece pământul este o conversie reală, prin care pământul își modifică efectiv și structura lui, dar și compoziția chimică și, știu eu, dar este cumva în această conversie, ar trebui să fie o conversie prealabilă conversiei tale ca om, pentru că nu poți să faci ceva bun dacă tu ești tot un om, să zicem, care nu reușești să progresezi într-o anumită direcție. Să fii mai bun, de exemplu. De astăzi să fii mai bun decât ieri, ai fost ieri. Deci e o conversie paralelă a ta, ca ființă umană, și a pământului. Și atunci, sigur că și rezultatele apar în multe planuri, în multe direcții. Apar și în planul material, efectiv, vezi calitate în produse, dar apar și în planul ăsta relațiilor interumane. Agricultura ecologică se bazează foarte mult pe relațiile umane bazate pe încredere. Este foarte important. Pentru că în momentul când spui omului adevărul, omul te crede, însă dacă vrei să falsifici, dacă vrei să schimbi, acest lucru dă o neîncredere în ceea ce privește relația ta cu clienții. Și trebuie să recunoaștem că suntem dependenți de relația cu clienții. Adică dacă nu reușim să vindem ceea ce producem, asta este o mare problemă. Un principiu de bază al agriculturii ecologice îl constituie și procesarea produselor. Tot ce ține de nivelul pământului este exclusiv organic, de agricultură organică. Însă procesarea aduce unele chestii care, de exemplu, adăugăm zahăr în gem. Asta e o
chestie care nu este organică, mai ales dacă zahărul este de sinteză, însă noi nu spunem că este organic. Făina pe care o facem, făina albă, făina integrală, făina de mălai, toate sunt produse organice pentru că nu suferă o schimbare. Bun, și dacă ne-am lămurit cu ceea ce se întâmplă în agricultura ecologică, să vedem și cum s-a dezvoltat în timp ferma reprezentativă din satul Țopa. Suntem deja de peste 10 ani, de 12 ani suntem certificați pe toate pământurile pe care le avem. Administrăm o suprafață de aproximativ 35 de hectare de pământ. Asta și fânață, și pășun, și teren arabil. Da, ideea a început foarte frumos. E o idee de, care a început, s-a plămădit cumva în comunitate, mai exact în școala din localitate, în Boiu, unde cu mai mulți ani în urmă a apărut ideea de a arăta copiilor o alternativă la agricultura convențională, de a fi o fermă, știu eu, și didactică. Eu am cunoscut ideea de la început, ceea ce este, da, și am preluat-o cumva din mers, mi-a plăcut ideea asta și am vrut să renodăm un pic firul ăsta care este, a fost întrerupt în spațiul rural, conexiunea cu pământul, asta am vrut neapărat, pentru că bunicii mei au fost țărani, au fost agricultori, părinții au trecut la munca din fabrică sau de la oraș, însă pe noi cumva ne-am împins viața în direcția asta de a lucra pământul și pentru noi este o mare descoperire, oportunitate și bucurie în același timp. Nu trăiam din agricultură. Am lucrat un timp și în străinătate, deci cunosc multe domenii așa de activitate și efectiv am fugit la un moment dat din străinătate gândindu-mă, stop, ce facem cu viața noastră, pentru că simțeam că ne scapă cumva printre degete viitorul, nu neapărat prezentul. Prezentul era, să zicem, frumos. Însă avem 4 copii și gândurile noastre erau, bun, și cum ne hrănim, ce deprinderi avem. Administram suprafețe mici, o grădină, două grădini, dar nu am întrerupt niciodată munca în câmp. Asta e foarte important. Am ținut o legătură cu munca asta. Însă să trăiești din agricultură, efectiv, e o provocare. Mai ales în România e o provocare majoră, să zicem, pe care noi ne-am asumat-o și suntem bucuroși pentru că, intrând mai ales în domeniul agriculturii ecologice, organice sau biologice, depinde de termen, noi folosim ecologic în România, e o provocare, dar și o deschidere foarte mare. Am găsit în spațiul acesta al agriculturii ecologice oameni foarte deschiși spre nou. Am pornit cumva singuri, însă ideea pe care am încercat să o promovăm... O fermă ecologică, nu? Da, o fermă ecologică de familie. Cu toate că am pornit-o într-un moment în care nu era neapărat încurajat ferma mică, de mică dimensiune, ferma de familie. Acum a apărut un trend care vine cumva și din Occident și dintr-o necesitate, pentru că vedem că ferma de mică dimensiune ar putea avea diferite soluții la problemele actuale. Deci acest proiect a fost un proiect privat, din bani privați, făcut, mai exact o fundație care a înțeles cumva zbaterile de la acel moment a directorului școlii de aici, de la noi din Boiu. Dar sigur că pe urmă am intrat în calendarul ăsta al plăților APIA, sigur că fiecare an am accesat fondurile astea care se dau tuturor celor implicați în agricultură. Am făcut și un proiect la început, în 2010, un proiect de instalare a tinerilor fermieri,
care atunci era în valoare de 25.000 de euro. Ne-a ajutat foarte mult la început. Era o sumă foarte mare pentru noi. Nu am văzut niciodată atâția bani, 25.000 de euro efectiv. Bine că nici de atunci n-am mai văzut la un loc. Dar vreau să vă spun că nu este neapărat o afacere care să-ți aducă profit fabulos. Nu vorbim de afaceri care să îți garanteze nimic. Vorbim de o modalitate, un mod de viață, până la urmă. Un mod de viață în care încercăm să fim să ținem în echilibru ceea ce se întâmplă în natură, între noi, armonie, oamenii, într-o armonie. Acum, sigur că depinde de fiecare cum își conduce această, știu eu, idee sau ideile pe care le au, cum și le promovează, cum și le pun în operă, cum și le pun în practică, pentru că asta e foarte important. Poți să ai idei filozofice foarte bune și să nu știi să le implementezi, să nu fii capabil să le duci la bun sfârșit, să nu ai rezultate imediat. În agricultură nu poți să te îmbogățești foarte repede. În agricultură, când vorbim de profit, vorbim de un profit relativ mic, adică undeva, știu eu, în cele mai bune cazuri, 20-30%, mă rog, în situații bune, pentru că au fost ani în care eram cu foarte, foarte puțin profit și nu reușeam efectiv să ne reîncepem ciclurile anuale, însă asta nu ne-a demoralizat, nu ne-am lăsat, pentru că știam unde țintim, spre ce vrem să ajungem. Aveam răbdare și cu faptul că copiii noștri trebuiau să crească, trebuiau să înțeleagă lucrurile. Și acum, sincer, avem o mare bucurie, așa, pentru că fiu cel mijlociu, băiatul nostru care chiar zilele trecute a împlinit 28 de ani. A pornit cumva cu încredere să continue munca noastră, a preluat o parte din responsabilitățile fermei, adică sectorul ce ține de vaci, de animale, a fost preluat în totalitate de sectorul zootehnic. Dragoș, da. La început am avut 8 vaci. Le aveați moșenire sau de undeva? Doi viței. Erau niște vaci care făceau doar gunoi. Proiectul a fost preluat împreună cu acest început. Și acum nu e important neapărat numărul de animale, însă pentru a menține echilibru pe pământ e nevoie să ai un anumit, dacă crești cumva și la nivel de exploatație, e nevoie să ai acoperire și în animale ca să poți să îngrași pământul. Avem acum 28, Dragoș știe mult mai bine decât mine câte vaci avem, dar 28 de vaci. În principal, rase adaptate condițiilor locale. Pentru că în agricultură vorbim de o muncă destul de grea, susținută. Acum ne aflăm într-un timp relativ ușor ca și efort fizic. Dar noi avem, spre exemplu, procesăm zilnic lapte, facem, ieșim de 3 ori pe săptămână la vânzare de produse pe care le-am făcut în toamnă. Am făcut așa un stoc ca să avem asigurat pe tot parcursul iernii, iar din primăvară, de luna viitoare sau sfârșitul lunii acesteia, o să intrăm la produs, la răsaduri, la tot ce e nevoie pentru grădină, pentru legume. Noi producem așa o gamă destul de largă,
de produse, nu ne axăm pe un singur produs. Asta este și o strategie a unei ferme ecologice, să integreze cumva toate sectoarele de activitate. Avem și cultură mare pe suprafață mică, să zicem, totuși. Suprafață, așa. Da, teren arabil avem în jur de 15-16 hectare. Avem, practic, mai multe spații unde să, în apropierea caselor. Noi trebuie să avem grijă foarte bine ce și unde plantăm. Așadar, spuneam de legume. Din legume, tot așa, dacă nu reușim să vindem tot la momentul producției, avem asigurat un loc de procesare, ceea ce este foarte important. Un spațiu în care să fie autorizat din punct de vedere sanitar veterinar și care să proceseze, să nu cumva să fie nevoit să dai mai ieftin decât prețul de cost, asta e pe de o parte, și să nu ți arunci munca, Doamne ferește, cumva, pentru că atunci lucrurile se pot bloca și e un mare păcat. Da, din alt punct de vedere, să risipești pământul, exact. Da. Și atunci nu depindem cumva de piață, pentru că de piața asta care câteodată poate să primească, să țânghită ceea ce produci, sau câteodată poți să rămâi cu produsele pe stoc. Vorbim de agricultura care nu avem posibilitatea să, știu eu, să facem ca produsele să reziste în timp mai mult. Ele se strică, roșiile, de exemplu, dacă nu le vinzi 2-3 zile, se pot strica, nu țin 2-3 săptămâni. Avem o varietate și de plante medicinale. Avem și plante medicinale. Da, pe avem și de cultură. Sau pe ce suprafețe? Avem și de cultură, plante medicinale, gălbenele, știu eu, mentă, ciubuțica cucului am avut într-un timp. Dar mai culege și din flora spontană de pe terenurile noastre. Aici este un spațiu, din acest punct de vedere, eu zic că binecuvântat, așa, avem multe, avem păducel, avem sunătoare, avem, nu știu, coada șoricelului, foarte multe plante pe care putem să, cu grijă așa, să le adunăm, le și uscăm, facem și pachetele pe care le vindem tot așa la piață. Acum, prin proiectul acesta de care vă vorbeam, avem posibilitatea să vindem printr-o rulotă mobilă. Anul trecut, chiar dacă a fost un an, să zicem, toată lumea a primit așa ca un șoc pandemia asta, pentru noi a fost, poate zic, cel mai bun an de când am început această activitate, pentru că în urma zbaterilor, în urma, știu, eforturilor noastre până la urmă, am făcut acest proiect care ne-a ajutat să vindem și să promovăm foarte mult agricultura și ceea ce facem noi, oamenii să ne cunoască și să vină spre fermă. Foarte mulți vin și cumpără de aici. Avem clienți din Sighișoara, care este cel mai apropiat oraș de noi. Ne axăm pe relația locală, pe comerțul din apropiere, de proximitate. Așa. Astea sunt valorile și principiile pe care le promovăm și la care ținem foarte mult. Fermierul nu a exclus posibilitatea asocierii cu alți fermieri. Am făcut diferite forme de asociere, de la forme de asociere la nivel național, cum este Asociația Ecoruralis, de exemplu, unde am fost unul din membrii fondatori, să zic, la alte asociații locale, prin care am accesat și un proiect european între un producător de miere, Burlea Olimpiu, suntem noi, Tincuța Cismaș este unul din parteneri, iar un alt partener este școala, pentru că ține legătura, vrem să ținem o legătură vie cu școala, și în parteneriatul ăsta toată lumea are de câștigat. Școala are de câștigat prin faptul că participând la diferite ateliere, copiii vin în fermă,
mergem la școală, am avut, știu, ateliere de plantat, ateliere de vorbit despre semințe, despre apă, despre multe alte lucruri la nivelul fiecărei clase, de exemplu. Și tot așa avem alt proiect de cooperare, a făcut acum chiar o cooperativă un pic mai mare, suntem 12 producători din zona asta, Gal, dealurile Târnavelor, care produc diferite. Noi suntem, cred că singurii, din câte știu, acreditați pe agricultură ecologică, dar asta nu ne împiedică să ne asociem în promovarea zonei, în promovarea produselor locale, tot așa. Fiecare să-și respecte, de exemplu, eticheta proprie, fiecare să răspundă pentru etichetarea proprie, să fie identificat cumva cu produsul lui. De asta ziceam că pentru noi, chiar dacă am început agricultura așa, să zicem, timizi și neexperimentați, necunoscători, credem că această dimensiune a cooperării este esențială, este chiar vitală, aș spune, pentru viitor, în a reuși să trăiești, a reuși să vinzi, să te promovezi, să, până la urmă, să te bucuri de roadele muncii.